Lumea mondenă românească a fost luată prin surprindere de apariția unui nou cuplu în peisajul monden. Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu și-au oficializat relația, făcând primul pas important în fața celor care îi urmăresc, prin participarea la avantpremiera filmului Căsătoria, regizat de Mihai Bendeac. Evenimentul a avut loc pe 3 decembrie 2024, într-un cinematograf din București, unde Sebastian și Otniel au fost în centrul atenției, atrăgând privirile tuturor cu ținutele lor elegante și cu o atitudine relaxată, demonstrând o chimie evidentă între ei. După apariția lor publică, cei doi au dorit să-și oficializeze relația și pe rețelele sociale. Sebastian Dobrincu a postat mai multe fotografii cu Otniela pe contul său de Instagram, însoțite de un mesaj emoționant și plin de înțelesuri, viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență. Aceste cuvinte au fost percepute de fani ca o confirmare oficială a relației și o declarație de apreciere față de partenera sa, viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență. A scris Otniela pe contul de Instagram, alături de care a atașat mai multe imagini în care apare alături de Sebastian Dobrincu, printre cei care i-au transmis un mesaj. Pentru a-i felicita pentru vestea frumoasă, a fost și Amalia Enache, prezentatoarea ProTV. Ce frumosi! Mă bucur mult pentru amândoi! A fost mesajul transmis de Amalia Enache. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.